Primarul Capitalei Nicu Șordan a declarat că toate liniile de tramvai din București vor fi reabilitate în cel mult 2 ani pentru a permite o circulație corectă. Edilul a mai spus într-o conferință de presă că 8.000 de clădiri din București vor fi evaluate preliminar din punct de vedere al riscului seismic. Sunt 3 etape. Una este această evaluare preliminară, după care este expertizarea și după aceea este consolidarea propriu-zisă. Și gradele de risc seismic le dă expertiza. Da? Și noi, prin evaluarea preliminară, vedem numai care este ordinea în care facem expertiza. Primarul Capitalei Nicu Șordan a anunțat într-o conferință de presă că 8.000 de clădiri din București vor fi evaluate preliminar. Edilul a mai anunțat și că vor fi reabilitați aproximativ 50 de kilometri de infrastructură de tramvai. Chestiunile cele mai importante sunt infrastructura rutieră și, după cum știți, aici avem cei 50 de kilometri de linie de tramvai. Un tronson a început, cel din Barbu Văcărescu. Pentru celelalte suntem în faza de proiectare, deci contractele sunt semnate și lucrările efective vor începe într-o lună, două. Pentru celelalte două tronsoane pe care nu le-am atribuit, sunt deja depuse ofertele, deci probabil că vom semna, să zic, în 2 luni de acum. Totodată, acesta a explicat că problema cu privire la pistele de biciclete din București e faptul că proiectul tehnic pentru acestea este unul prost. Pistele de biciclete, ca multe alte lucrări cu care ne-am confruntat în mandatul ăsta, au un defect fundamental. Proiectul tehnic este prost sau foarte prost. Deci nu poate fi realizat în modul în care a fost scris. Și atunci este nevoie de o reproiectare, ceea ce am început să facem.